Cătina, zizifusul sau măceșul sunt fructele sezonului de toamnă. Specialiștii spun că acestea sunt benefice pentru sistemul imunitar, iar numărul persoanelor care preferă remediile naturiste este în creștere. Produsele sunt la mare căutare, iar comercianții nu duc lipsă de cumpărători. Elena Ioniță vinde de mai bine de 7 ani cătină și alte pomușoare de sezon. Femeia spune că fructele au priorități benefice pentru sănătate. Mulți o preferă să o cumpere înainte de brumă. Deci când le bate brumă, e mai mult calități. Acumulează vitamina de la A până la C6, B6. Este care prețuri mai mari din grădină, de la oameni. Comercianții spun că în această perioadă fructele sunt foarte solicitate de moldoveni. Asta e fruct, zizifus se cheamă, cuiește tensiunea, sahărul diabet, calină, crasnă e calină, tot e bună pentru inimă. El dacă nu e din timp a mea să mănânci fructele astea, îi mai târziu. Iar la rășești, cătina are vitamina C și ridică imunitatea. Oamenii spun că în acest sezon își fac plinul, întrucât preferă tratamentele și remediile naturiste. Punem cu zahăr porția, din sămânță o uscăm, o dăm prin cofimol și facem alte ei. Foarte bun. Pentru rășeală, pentru sărcel. Cu zahăr. Pun un borcan în frigider, pur și simplu mă simt mai bine. Specialiștii spun că în această perioadă este necesar de a consuma fructele care conțin substanțe nutritive. Și în stare proaspăt este benefic să le consumăm. Și în stare prelucrată termic, sub formă ceaiuri, gemuri, trebuie consumate aceste pomușoare. Mai ales în cumplus, dacă pomușoara sau fructul are o culoare violetă intensă, în ea sunt niște antioxidanți foarte benefici pentru vedere. Un kilogram de zizifus poate fi găsit în comerț cu 40 de lei, un kilogram de cătină între 100 și 150 de lei, iar unul de măcieș este la un preț de 30 de lei.